Bun, cu cine avem onoarea? Răzvan Opran, născut în septembrie 75 în București, la liceu Sfântul Sava, fostul atunci Nicolae Bălcescu, facultatea AS, pentru că părea cea mai apropiată de ce doream eu să fac. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Mi-a fost foarte greu mulți ani să răspund la întrebarea asta și de asta am făcut ASEU, datorită faptului că părea facultatea cu cele mai multe posibilități de evoluare. Și trebuie să recunosc că manualul de economie întreprindere avea doar 120 de pagini, spre deosebire de celelalte facultăți, unde erau multe manuale. După ASE, de fapt, în prima zi de ASE m-am angajat la stat, orice român am muncit la stat, după care, văzând frustrarea și programul de la 7 la 3 și modul de lucru, am zis ok, asta nu e pentru mine, mie îmi trebuie alt mediu. Și după aceea am avut vreo 3 sau 4 joburi, 3 joburi particulare și am avut norocul ca în acest timp, vreo 4 sau 5 ani, să descoper exact ce îmi place și să spun eu de astăzi, asta vreau să fac. Cu riscurile de rigoare, cu eforturile de rigoare și cu satisfacțiile automate. Și ai lăsat jobul și te-ai apucat de antreprenoriat. Da. Am sesizat că există o nișă, evident, într-o vizită în străinătate, o nișă care se numea producție, evenimente muzicale cu headliner sau cu artiști care performează nu orchestră, nu trupă live, ci DJ. M-am întors în țară, m-am uitat stânga, dreapta, nu exista așa ceva, îmi plăcea și muzica și în plus familia mea exista o tradiție de lucru cu muzica prin bunicul meu și am zis ok, de ce nu să nu fac eu asta? Evident că am descoperit după foarte primele dure 4 luni, 5 luni, că nu se poate trăi atunci doar din asta, acum 12 ani, și am dezvoltat și alte afaceri care să plătească niște facturi. Dar în momentul când ai luat decizia, ai avut o plasă de siguranță, de desubt, aveai niște bani puși deoparte, cât de greu ți-a fost sau cât de ușor ți-a fost să iei decizia să schimbi dintr-o barcă în alta? Extrem de ușor. Astăzi, uitându-mă în urmă, mi-am dat seama ce mi-a lipsit cel mai mult în toată perioada asta de început. Faptul că în domeniul nostru noi nu am avut, eu și cu asociatul meu Ionuț, nu am avut un mentor, nu am avut pe cine să copiem, nu am avut pe cineva inspirațional care să ne facă să spunem așa vreau să fiu, cum mă fac mare. Și a fost o dorință, după care ne-am aruncat capul înainte și cu o faimoasă investiție de 300 de dolari de persoană. 300 de dolari care au fost practic ultimul salariu la vechiul job și am spus nu, conceptul de plasă de siguranță noi nu l-am descoperit la data aia și am zis om la var, mergem înainte. Și primul eveniment am vrut să-l facem cu un DJ foarte bun și ca și cu partener, o companie multinațională foarte mare. Și am ajuns foarte repede înapoi la birou cu două gânduri. Artistul nu vrea să lucreze cu noi pentru că noi nu aveam niciun istoric de niciun fel și compania respectivă multinațională care astăzi ne este partener de încredere ne-a spus: dar v-ați mai făcut așa ceva vreodată? Nu. Păi faceți de 10 ori și după aceea veniți și să vedem rezultatele. Și ne-am zis ok, am greșit un pic abordarea și atunci am spus: dar cum e normal să crească un brand de genul ăsta sau un eveniment de genul ăsta? Ce vrem noi să facem? Și, evident, cu ajutorul internetului, ne-am uitat și noi ce se întâmpla în Anglia acum 20 de ani, în America acum 25 de ani. Și am zis ok, noi am vrut să facem o creștere anormală, să mergem din start la un artist de top, să avem un buget mare de eveniment, parteneri, companii serioase, etc. Approach-ul total greșit. Noi am
hotărât atunci, ok, ce altă cale există? Să creștem un pic, un pic, un pic, un pic. Organic. Organic. Prin The Mission, 56 de bilete vândute. N-am pierdut bani. Al doilea The Mission, 49 de bilete vândute. Am pierdut niște bani. Al treilea The Mission, 300 de bilete vândute. Atunci am observat că pe măsură ce timpul trece, învățăm. Și recunosc că e cam cea mai scumpă școală, învățatul pe banii proprii și pe munca proprie. Și neexistând o cultură de evenimente sau cultură de producție de evenimente, ne-am făcut școala la birou, cam în paralel. Și poate ne-ar fi fost mai ușor dacă ar fi existat mai multe informații de genul ăsta, dar acum am văzut că nici în ziua de azi nu există foarte multe. E o școală scumpă, în concluzie, dar ne-a plăcut să o facem. Foarte tare. Acum, dacă este să te uiți în urmă, dacă ar veni cineva la tine să ți-ar cere trei sfaturi care să îl ajute să evolueze mai bine, mai repede, profesional vorbind, sau dacă tu ți-ai da lui Răzvan de acum 10 ani trei sfaturi, care ar fi acelea? Sunt trei sfaturi care mi le dau și astăzi și le dau tuturor în orice domeniu. Există o vorbă tradițională românească, că trăiești, înveți. În domeniul nostru sau în orice domeniu, sunt două cuvinte care merg uneori în paralel, uneori unul ia înainte al celuilalt. Se numesc evoluție și progres. Dacă nu-ți dorești aceste două cuvinte, nu te apuca de ceva. Dacă îți dorești să rămâi pe loc și să faci o treabă perfectă, impecabilă, mai devreme sau mai târziu, ceva se va schimba. Că se schimbă în rezultat, că se schimbă în cerere, că se schimbă în ofertă, nu merge la nesfârșit așa. Asta este primul sfat, evoluție și progres. Al doilea este încercați să relaționați. Cât mai mulți oameni te cunosc ca persoană, ca față, ca nume, ca poziție, este cu atât mai bine. Vorbind cu mulți oameni, poți afla, ok, peste și o bucățică de timp pierdut în anumite cazuri, dar este foarte bine să afli lucruri noi, cum văd alți oameni piața, și este cam ce, ca o paralelă așa, este cam ce se întâmplă astăzi cu politicienii români. Habar nu când au coborât ultima oară la metro să vorbească cu cineva, să se intre într-o terasă să vorbească cu cineva. Și asta este foarte important, să cunoști oamenii, să vorbești cu ei și automat să-ți tragi și învățămintele. Al treilea sfat este numele generației care are astăzi vreo 20 ceva de ani și încearcă să înceapă să muncească într-un fel și se numește nu merge și așa. Din păcate, în momentul în care accepti chestii de genul merge și așa, nu. Florin, eu am dat mai încet, lasă așa. Scuze. Nu e ce problemă. În momentul în care accepti că merge și așa, următorul pas este asta e, nu s-a putut, și alte chestii fatalisto-falimentare. Ai avut eșecuri în viață, majore, căderi, pumni în freză? Există în viața oricui chestii de genul ăsta. Cred că este mai important cum le percepi, cum le depășești și ce specie de eșec este. Pentru că știi că eșecurile sunt de mai multe feluri. Poate să fie faliment financiar, ceva de genul ăsta, și te gândești unde ce am greșit, matematică pură, nu mai fă așa, fă așa, vezi ce poți să scoți din asta. Sau există, există eșec profesional, există multe. Noi, din fericire, am avut o poziție privilegiată. Am de vreo 2-3 ori am dat faliment și ne-am reinventat în anumite domenii, dar niciodată ca și grup. Și tot timpul a existat, au existat momente când mergeau o companie mai bine și susținea prostiile care le făceam noi în alte companii. Și asta ne-a ajutat foarte mult, că am reușit să învățăm lucruri și am reușit să evităm greșeli trecute. Și eu, cum să spun, este o facilitate, o promoție, ne-a făcut o nouă soartă. Nu mulți oameni au șansa asta, sunt oameni care nu își permite decât un faliment.
noi am avut acest noroc să putem să greșim, să putem să ne întoarcem, să facem mai bine și mi s-a demonstrat asta în timp, de foarte multe direcții. Cât de importantă este etica în ceea ce faci? Aici e o treabă foarte simplă. În domeniul nostru există mai mulți infractori decât în alte domenii. Infractor ce înseamnă? Persoane care nu sunt ceea ce spun că sunt. Nu sunt agenții unui artist și spun trimite-mi repede niște bani ca să-ți asigur o dată și știți cazul cu ACDC care trebuie să vină acum 3 ani și ceapă să-ți organizator respectiv. Există promotori sau organizatori care îi spun artistului mergi niște acasă, restul banilor ți-i dau eu după eveniment. La început, noi ni s-a părut că este o strictețe foarte mare și ne spuneam că oamenii ăștia chiar nu ne cred pe cuvânt că o să le plătim restul de 280 de euro în săptămâna evenimentului sau după eveniment. De ce toată lumea vrea bani înainte? Vor fermitate. Și după aceea, vorbind cu un domn la o întâlnire la Londra, la primul nostru meeting pentru booking-ul Fatboy Slim, el ne-a explicat foarte simplu. Există un istoric global, mondial, în fiecare țară există probleme și de aceea este, etica este numărul 1. Un om e reprezentat de numele lui și numele companiei lui. În momentul în care faci orice prostie care îți pune o pată, istoricul tău în acest domeniu s-a încheiat. Ești a pilă în frunte. Nu mai există. Oamenii nu vor să aibă de-a face cu oameni care sunt troublemakeri. Că sunt troublemakeri, just troublemakeri, că sunt troublemakeri ceea ce privește plățile, corectitudinea, că le promiți un lucru și când sosesc aici află alt lucru sau găsesc altceva. Nu. Și de aceea noi nu avem susținere străină, capital străin, chestii de genul ăsta, relații internaționale, decât cele construite pe baza muncii noastre corecte de 12 ani și a eticii noastre. Noi facem o ofertă pentru un artist în același timp cu alte două companii. Una e susținută din străinătate, cealaltă la fel. Uneori învingem noi, de cele mai multe ori înving ei, pentru că diferă sumele, conexiunile, tot, dar noi ceea ce facem suntem noi și construit de noi, prin noi. Ce obiective ai? Ce te face să mergi mai departe? Care-i drive-ul tău și către ce direcții vrei să ajungi? Pe noi dimineața, noi avem un alt stil ca și persoane. Eu și asociatul meu, noi plecăm dimineața de acasă când vrem să facem treabă. Nu plecăm cum unii oameni pleacă, aoleu, trebuie să mă duc și astăzi la birou. Pentru noi birou e locul în care ne desfășurăm activitatea. Poate să fie orice alt birou. Pe mine nu mă interesează, eu plec de acasă să fac treabă. Și datorită faptului că avem mai multe domenii în care funcționăm, stăm destul de mult și brainstormăm ce se poate face, ce ar mai fi nevoie, oportunități, idei, soluții și dorința de a fi mai bun, de a face lucrurile mai bine. Cam asta ne face să plecăm de acasă și de a face, nu neapărat lucruri noi, de a îmbunătăți stelar un business, ci de a face afaceri noi, de a face lucrurile spre perfect. Cineva odată ne-a învățat o vorbă mare între doi competitori care pleacă la drum cu mijloace egale, pe o piață egală, cu egalitate de plină, nu va câștiga cel care face un lucru 100% mai bine. Va câștiga cel care face din 100 de lucruri, fiecare cu 1% mai bine decât competitorul. Și cam asta e ceea ce ne face pe noi, să plecăm de acasă, să facem lucruri, să facem bine și să facem mult. Super! Și un cuvânt de încheiere pentru cei care se uită la acest filmuleț? Un îndemn? Sunt perioade grele. Nu renunțați. No matter what. Dar pentru acest no matter what,
sunt niște lucruri importante. Și anume, să ai cu cine să vorbești, asociat, angajat, etc. Și să diseci problemele, să rupe firul în patru. Vezi unde ai greșit. Tot timpul o să înțelegi ce ai greșit. Nu există răspunsul, s-a întâmplat. Doi, și o șansă care eu am și alții poate o au, asta sună ca la premiile Oscar, dar soția mea m-a susținut foarte mult. Și a zis, bă, tu chiar crezi în ce faci? Păi fă în continuare, vedem noi cum ne descurcăm, dar tu fă asta. Și trei, încearcă să vezi rezultatul, nu neapărat prin profitul generat la sfârșitul exercițiului financiar, ci încearcă să vezi ce naști pus în mâinile consumatorului, că fiecare, în orice domeniu are un consumator la final, un end user, cum se numește, încearcă să vezi dacă e fericit. Și atâta timp cât el e fericit, consumatorul ăla, asta înseamnă că tu faci bine ce faci. Ok, nu sunt toți super fericiți. Misiunea ta e să-i duci acolo. Cum? Asta diferă de la business la business. Răzvan, mulțumim frumos!